Salutare copii și bine ați revenit pe canalul Aventurile lui Edi. Azi am o provocare pentru Edi și tati. Le-am pregătit 6 pahare cu 6 băuturi diferite. Pot să vă spun un mic secret. Edi nu bea lapte deloc, iar una dintre acele băuturi va fi laptele, evident. Și vrem să vedem cum va reacționa și dacă o să-i placă. Am niște etichete pe care am scris ce băutură voi pune în pahare. Iar ei vor da cu zarul și vor degusta din acea băutură să vedem dacă vor ghici. Așa că haideți să pregătim toate lucrurile și apoi îi sunăm să vină la degustat, nu? Să sperăm că acceptă provocarea, da? Ne vedem în curând! Am revenit! Îi invit pe băieți să ia parte la challenge! Acceptați? Da, da! Haideți! Vrei să mergem acum ca să facem challenge-ul cu mami? Haideți să mergem! Așa. Să vă pregătesc și un zar mare. Oh. Oh. Zarul. Hello. Hello. Ia să stai, vedem. Așa, stai, așa, stai un pic, așa, stai. Stai, să vedem. Ia să vedem ce avem aici. Avem 6 poziții. Da, 6 băuturi. Băuturi pe care noi nu le știm. Copiii pot să vadă ce am scris. Sunt scrise. Mm-hmm. Nu știm ce e acolo. Iar Edi cu tati or să dea cu zarul. Care începe primul? Și... Edi vrea să dea primul cu zarul? Ok, dar nu acolo. Hai ca să vadă toată lumea. Uite aici. Dai pe lângă ăsta cu zarul pe masă. A, uite, poți să-i dai drumul de aici, de sus acolo, să cadă pe masă. Dar nu așa tare, tati. Uite, las că-ți arată, lasă zarul. Las că-l iau eu. Ușor, mami, noi nu avem voie să ne ducem acolo, că riscăm. Riscăm. Nu avem șansa să vedem... Nu vreau să vedeți ce... Ce nu trebuie să vedem. Exact. Dă zarul, uite. El luăm zarul și dăm drumul aici pe masă. Tot cade jos? Tot cade jos. Tot cade jos. Nu știm. Hai să încercăm altfel. Dă mami cu zarul. Ok, dar dă pe masă aici. Pentru cine de data asta? Pentru mine. Pentru Edi. Ce număr a căzut? Numărul 3. Numărul 3. 1, 2, 3. Hai să bem din numărul 3. Ia zi, ce a fost acolo? Poți să-mi uit? Nu, trebuie să ghicești. Ce a fost? Mai gustă dacă nu ți-ai dat seama. Haide. Suc de mere. Suc de mere, bravo! Bravo, Edi! Bravo, bravo, așa. Ia să vedem, tati ghicește. Op, op. Numărul 4. Numărul 4. Tati, ce e la numărul 4? Nu știe tati că... Nu știe. O lăsăm așa, să vedem. Nu știu. Nu știe. Dar e bun. E bun? Nu știu. Vrei să încerci tu ce a încercat tata? Poate ghicești? Da. Ia, hai să vedem. La 4 a dat, tati? La 4, ia să vedem. La 4, vrei să încerci tu de la 4 ce e? Hai. Ce este? Ce este? Nu știu. Nu-ți place? Dar nu, stai așa ca să aducă tati un șervețel. Am șervețel aici. Așa rău? Așa rău. Mi s-a părut că e suc de... Portocale? Nu, chiar de portocale. Nu, suc de brânză. Suc de brânză e? De ce e făcută brânza, știi? Din? Uite, îi dau lui tati un caiet să țină scorul acolo. Nu, dă-ne doar o cariocă. Să-ți punem aici, uite, noi scriem aici că Edi a ghicit aici. Da. Așa, la numărul 3. La numărul 4, ce zici că e? Cum, din ce e făcută brânza, știi? Din suc. Nu, bine. Nu. Lapte. Deci bravo! La lapte. Bravo. Bravo, mami. Ok, și aici tot Edi. Edi. Nu-mi place lapte. Nu-ți place? Este 2-0 pentru Edi. Ia să când vedem. Așa, uite, te ștergi la gură. Bine cu asta, când nu așa. Okay. Acum hai să dea mami din nou cu zarul. Numărul 2. Numărul 2, Edi, hai. Îți place? Îți place ce-ai băut? Ce? Da! Ce? Știi ce e? Ai ghicit? Da. Păi mai bea dacă vrei. Vrei să mai guști, să vezi ce e, să-ți dai seama, să vezi dacă poți să ghicești? Este din lapte. Nu e lapte, nu. Mai gustă. Lapte? Vrei să guste tata? Poate ghicește tata.
Nu știu. Dacă nu-ți place? Dar e bun sau eu? Cum? E bun! Păi ce, ți-a plăcut? Da! Să mă păcăt! La doi! Poate ghișcești! Ce este? Nu e suc, mă! Dar ce e? E mai gustă să vezi ce e! O aromă! O aromă? Nu are aromă! Mi se pare că n-are aromă! Ce e? Ce e? Ia bea și tu. Eu știu ce e. Voi trebuie să ghiciți. Apă. Apă, da! Deci Edi și tati a ghicit aici. Aici și Edi și tati. Bravo! Așa, acum dăm pentru tati. Numărul 3, iarăși. A fost odată, mai dăm odată, nu? Ce s-a ghicit? Numărul 5! Nu l-am ghicit. La numărul 1, eu gust la 5, mă e un suc. Dar nu-mi dau seama de ce. Vrei să gust și tu să vezi ce suc e? Da. Nu e de portocale! Bravo! De portocale? Da! Credeam că e ceva de cidrice, dar nu-mi dădeam seama. Bravo, Edi! Așa, acum dă mami pentru... tot trei, nu? Nu, acum e pentru tati. Pentru tati? Nu, pentru mine! Pentru... pentru Edi e, dar... Da, a căzut tot cinci. Op, trei. Op. Ia, facem altfel, hai să facem altfel. Hai, da. Hai, fă din oceanul pacific să vedem care scade și la ăla. Din oceanul pacific, aia și nu peste mic. Și pe coada lui Schia, ești afară, dumneata. Ăla, de acolo, cu okay, Edi, haide. Mă din unul și vezi ce e. Nu știu. Ia șterge de la gură dacă nu-ți place. E dulce? Ia gustat. Da, zic cum e ca să știu. Este puțin, nu-mi place. E, dar e suc sau e altceva? E ceva. Dar nu e suc. Ai ceva. Nu e suc, e altceva. Hm? E altceva, e suc. E suc. E suc. Nu mă păcălești. Ia bea, ia bea. Bă. Nu e suc. Ăsta e borș, ăsta pune la borș. Ciorbă. Da, ăla e borș care punem la ciorbă. Mamă, hai, 6, cine gustă la 6? La 6 era rândul lui tati. Hai, îl lăsăm pe Edi. Vrei să-l faci tu primul? Da. Hai, ok, hai. Gustă tu primul. Păi, cam impresia că e cam bun, că tu cam bei. Portocale! Nu, că a fost de portocale. E altceva trebuie să fie. Ia mai gust o dată. De piesică. Ești aproape. E... Ce e? Ia să de... piesică. Hai să guste tati. Am luat gustul ăla de piesică. Dar dacă nu e piesică, poate să fie caisă. Caisă, da! Da, de caisă. Oricum, a fost aproape. Bravo! Ia să vedem și cine... Edi. Cine a câștigat? Se pare că Edi. Hai să vedem, Edi are așa 1, 2, 3, 4, 5. Iar tata are 1, 2, 3. Deci, 5 la 3 pentru Edi. Edi a câștigat. Bravo, Edi. Bravo, tata. Ți-a plăcut, Edi? Da. Vrei să mai facem? Da. Copii, așteptăm să ne propuneți următorul challenge. Da, spuneți-ne ce să încercăm. Putem să încercăm cu fructe, putem să încercăm cu legume. Exact. Vede, mâncare, ne mai gândim și noi cu mâncăruri, cu ceaiuri, că e destul de greu la ceaiuri, cu legici în care putem să încercăm și asta după ce ne mai diversificăm așa gusturile cu diferite alte lucruri. Ok? Noi vă mulțumim, vă așteptăm pe canalul Aventurile lui Edi, nu uitați să dați like și subscribe! Pa! Da, pa, vă pupăm!